Lăudați să fie Domnul! Amin! Scumpe Fărâne Lui Dumnezeu, am bucuria să vă salut în numele Mântuitorului Iisus Hristos și să rostesc numele și autoritatea Domnului nostru peste părtășia aceasta, declarând sala aceasta, care de obicei este folosită pentru alte activități, ca un sanctuar în care Dumnezeu se va atinge de inimile noastre, oameni care au venit să ne închinăm Lui, să-L căutăm pe El și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Vreau să vă mărturisesc că este o onoare pentru mine să primesc invitația de a fi parte la această frumoasă întâlnire pe care o aveți aici, întâlnire pe care o apreciez mult, pe care o consider un pas înainte în organizarea Bisericilor Lugur Aprins, față de care am admirație. Nu cunosc extrem de bine detaliile și procesul acestei mișcări, dar de mai mulți ani am venit uneori în părtășia dumneavoastră, am început să vă cunosc, v-am văzut înaintarea, v-am văzut dorința de cunoaștere, de sfințire, v-am văzut intenția să vă organizați și să fiți o biserică care îl proslăviți și care îl mărturisiți pe Dumnezeu. Motiv pentru care am apreciere pentru liderii dumneavoastră, pentru frații capitani, mâniță pentru ceilalți, pentru liderii locali, pentru fratele Ciprian, pe care l-am cunoscut bine aceste câteva zile de când am venit aici, pentru fratele Papa și pentru alții. Vreau să-i mulțumesc și lui Ciprian și familiei lui, soției lui, care ne-au găzduit, punându-ne casa lor la dispoziție și să apreciem foarte mult inima pe care dumneavoastră o aveți în organizarea acestei întâlniri, în special și acestor întâlniri la modul general. Port amintirea frumoasei experiențe pe care am avut-o la Slovata, în primăvară, sau nu știu dacă era primăvară sau iarnă, sau amândouă la un loc. De asemenea, e un timp potrivit să vă mulțumesc încă o dată, în mod deosebit celor din Toflea, pentru că ne-ați primit cu așa mare dragoste când am venit cu tinerii în timpul săptămânii acolo. Tinerii au fost extrem de impresionați, foarte impresionați. Au vorbit mult despre ce au văzut și dumneavoastră nu aveți de unde să știți ce au văzut, dar ei știu pentru că vin dintr-o altă lume și au fost extrem de impresionați, în primul rând, de dragostea pe care le-ați arătat-o, de atenția pe care le-ați arătat-o, de felul în care v-ați organizat, de timpul pe care ne l-ați pus la dispoziție și de toate îmbrățișările acelea calde și plăcute. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Sunt împreună cu fratele Dorin, unul dintre pastorii bisericii noastre, un prieten apropiat, un om special pentru inima mea. El este membru al Consiliului Pastoral al Bisericii noastre. Și m-am bucurat că a avut pe inimă să venim împreună în misiunea aceasta și să ne bucurăm împreună de părtășia cu dumneavoastră și de Domnul care este între noi. Trăiască Domnul! Amin. Pentru că mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți pe soția mea, ea m-a rugat să vă transmit salutările ei și să-și ceară scuze pentru că nu a putut să fie cu mine la această întâlnire, dar vă salută în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Și împreună cu fratele Dorin vă aducem salutări din partea bisericii de unde noi venim, Biserica Betania. Le-am spus că venim cu dumneavoastră în cadrul acestei întâlniri de studiu pentru familie, de părtășie pentru familie, de meditație la viața de familie și ne-au încredințat salutările și dragostea lor pe care noi vi le aducem cu multă bucurie. Dumnezeu să binecuvinteze întâlnirea aceasta, Dumnezeu să binecuvinteze toate bisericile Lugul Aprins pe unde sunt ele și Dumnezeu să binecuvinteze pe liderii dumneavoastră, lucru care este extrem de important. Eu vreau să vă spun, scumpii mei, că o mașină poate face mult rău pe stradă omorând oameni. Aceeași mașină poate face mult bine transportând oameni. Și diferența între bine și rău o face șoferul. Șoferul este un om foarte important dintr-o mașină. Nu pentru că el are o importanță în sine, ci pentru că el are calitatea să facă acțiuni care pot duce mașina pe stradă sau prin șanț. De aceea vă spun să vă rugați pentru liderii dumneavoastră. Ei nu sunt îngeri, ei sunt oameni ca dumneavoastră. Dar când dumneavoastră greșiți, nu se vede. Când ei greșesc, se vede. Și se vede bine. De aceea Dumnezeu să-i inspire, să-i binecuvinteze. Un ultim gând pe care vreau să-l transmit este faptul că prin Harul lui Dumnezeu călătoresc mult. Când într-o parte, când în alta, prin bisericile de limbă română, peste tot, pe fața Pământului. Să vreau să vă spun că aveți un entuziasm pe care dacă îl veți părăsi vreodată, ați pierdut aproape tot ce ați strâns în anii aceștia.
Se vede entuziasmul în cântările dumneavoastră, în rugăciunile dumneavoastră și în această îndrăzneală pe care o aveți să abordați viața de credință organizând astfel de evenimente, pe care de-abia peste ani și ani le veți înțelege semnificația și le veți vedea folosul. E adevărat că ele sunt costisitoare, implică multă cheltuială și verană, mai ales că dumneavoastră nu sunteți de mult în țara aceasta ca să prindeți rădăcini, să aveți case și rost, așa cum ați avut în România. Sunteți relativ improvizați, dar în ciuda faptului că sunteți relativ improvizați, v-ați permis să faceți niște întâlniri pe care alte biserici sau alte etnii, deși sunt de mulți ani în emigrație, nu au îndrăznit să le facă. Peste ani de zile veți aprecia efortul pe care l-ați făcut și veți înțelege că întâlniri de genul acesta sunt esențiale în procesul maturizării membrilor al unității Bisericii lui Dumnezeu și al înțelegerii voiei Stăpânului nostru din cer. Dumnezeu să fie binecuvântat! În seara aceasta, scumpii mei, o să vorbesc prin Harul lui Dumnezeu despre responsabilitățile soților. Eu nu știu să vă spun niciun lucru nou pe care dumneavoastră să nu-l știți și nici nu am venit aici pentru asta. Am venit să vă aduc aminte de lucrurile pe care le știți, de lucrurile pe care le faceți și împreună să ne uităm un pic mai atent la noi, dacă nu cumva am putea să devenim soți mai buni decât suntem și soții mai bune decât suntem. Dacă am putea să facem asta un pic mai mult, pentru Domnul nostru care merită onoarea și cinstea, ar fi multă bucurie. Pentru că toată investiția lui Dumnezeu în noi nu are în vedere îmbogățirea noastră pământească, ci are în vedere sfințirea noastră și a caselor noastre. De aceea aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în două părți, în întâlnirea din această seară, gândurile pe care Domnul mi le-a pus în inimă, gânduri pe care le-am așezat și pe screen, pentru că eu știu că dacă oamenii, mai ales bărbați, dacă și văd în timp ce aud, rețin mai bine. Important nu este doar să auzim niște cuvinte, important este să ne confruntăm cu ele și dacă am putea să schimbăm mare ce în viața noastră, atunci este de mare folos. Au trecut 33 de ani, 30, aproape 33 de ani de căsătorie cu Carmen și pe timp ce ani au trecut, am încercat să mă schimb și cred când mă uit în urmă, că nimic nu m-a schimbat mai mult în anii aceștia decât experiența vieții de familie. Pentru că atunci când te căsătorești, renunți la aprecierile multora pentru critica diferența este naturală. Dar când își găsește soră geamăna indiferența, atunci diferența aceasta devine catastrofală și creează foarte multă neînțelegere, frustrare și soții ajung să nu se mai iubească și să nu-și mai găsesc plăcerea unii din alții. Așa că, în prima parte, o să vorbesc puțin despre diferențe care ori unesc, ori despart. Diferențe care ori unesc, ori despart. Când ne gândim la această idee, vreau să vă spun că fiecare dintre noi avem creier, însă creierul unui bărbat este diferit de al unei femei, mai mult decât ne imaginăm noi. Creierul nu este unisex, așa cum este mâna, așa cum este piciorul, așa cum este urechea și ochiul. Creierul este specific la femeie și specific la bărbat. Lucrul acesta înseamnă că tot ce este în interiorul nostru este un sistem diferit între bărbat și între femeie. Nu e mare mirare că de cele mai multe ori soțul cu soția au puncte de vedere diferite asupra unor probleme din viață și din familie. Studiile de specialitate asupra creierului demonstrează că diferențele sunt de ordin anatomic, chimic, hormonal, fiziologic. Asta înseamnă că există un creier pentru femei și există un creier pentru bărbați. Și creierul de femeie, pur și simplu, acționează și reacționează în virtutea genului pe care îl are individul, femeia, și invers la bărbat. De ce spun toate lucrurile astea? Pentru că eu am intrat în căsătorie prin cultura satului în care m-am născut, în satul lângă Giurgiu, sub București, pe malul Dunării. Și am intrat în căsătorie la vârsta de 21 de ani și eu nu am știut nimic din lucrurile astea. Și mi s-a părut că soția mea e o persoană foarte ciudată. Pentru că ei plăcea ce mie nu-mi plăcea, ea își găsea plăcerea ce eu nu-mi găseam plăcerea,
ea gândea și eu nu gândeam și aproape toate lucrurile pe care mie mi se păreau normale unui băiat, unui bărbat, ei nu îi se păreau normale. Și atunci am zis, bă, Doamne, dar eu n-am nimeni cu fata asta, nu mă potrivesc așa de bine cu fata asta. Trecând anii, mi-am dat seama că ea e bine intenționată, că mă iubește, că ține la mine, dacă înăuntru ei este un om diferit de omul dinăuntru meu. Și în anii care au trecut de atunci până acum, mi-am dat seama că niciodată nu spun pe o pereche de pantofi dacă ții doi pantofi din dreptul sau doi din stângul. Pereche se numește când ai unul dintr-un picior și unul din celălalt. Asta înseamnă că doi bărbați nu fac o familie și nici două femei. Asta înseamnă că doar un bărbat și o femeie fac o pereche sau doar o femeie și un bărbat. De aceea Dumnezeu a așezat lângă noi pe cineva care să aibă ce n-avem noi. Să ne completeze acolo unde noi avem lipsuri, slăbiciuni. Acolo unde noi nu înțelegem prea bine lucrurile astea. Numai un exemplu. Ce ar fi un bărbat care este extrem de logic, fără sentimentalismul unei femei? Cum ar lucra un bărbat din al cărui creier doar partea din stânga lucrează, cea din dreapta e inertă, dacă nu ar fi o femeie căreia lucrează partea cealaltă și nu asta? Asta înseamnă că nu-i de mirare că uneori cu partea asta ea vede lucruri pe care bărbatul nu le vede cu partea cealaltă. Când afli asta, nu mai spui că ți-e ciudată soția, spui că doar ea e femeie și dacă e femeie, e diferită de bărbat. Aceste diferențe dintre bărbat și femeie influențează sentimentele, influențează gândurile și influențează întreg comportamentul. Ce vreau să spun? Vreau să spun că diferențele acestea nu sunt dobândite, adică nu se nasc prin educație. Omul se naște cu ele. Personalitatea unui om este formată din două elemente primare, fundamentale. Este zestrea nativă, genetică, cu care se naște orice copil și ea este suma componentelor împrăștiate de la bunici și părinți. Și asta nu se schimbă niciodată. Ăsta este temperamentul unui om. Și temperamentul acesta, deși este împărțit din punct de vedere științific în patru, el poate fi împărțit într-o grămadă de feluri. Dar, în principiu, în modul cel mai simplu, el poate fi coleric, sanguinic, flegmatic sau melancolic. Fiecare om se naște cu astfel de predispoziție, seamănă mai mult în interior cu bunicul, cu bunica, cu mama, cu tata sau cu cineva dintre rudenii, sau câte puțin de la fiecare, dar lucrurile astea nu se pot corecta niciodată. Cum nu se schimbă culoarea ochilor la un om, nici dacă se pocăiește, nici dacă se botează, nici dacă e ordinat, tot la fel nu se schimbă ceva cu care omul s-a născut și a venit în lumea asta ca o ștampilă specifică și unică pentru fiecare individ. Noi nu ne putem schimba temperamentul. E o copilărie să vrem să ne schimbăm lungimea la talpa, la pantof, să purtăm mai lung sau mai scurt. Însă, cea de-a doua componentă care compune personalitatea unei ființe umane este caracterul. Caracterul diferit de temperament e suma lucrurilor pe care noi le dezvoltăm după ce ne naștem în mediul de hrănire, în familie, în biserică, în școală, însumând toate obiceiurile pe care noi le deprindem. Obiceiul de a fuma sau de a nu fuma, obiceiul de a minți sau de a nu minți, obiceiul de a asculta sau de a nu asculta. În timp ce temperamentul este înțepenit, e din ciment, e din metal, nu se schimbă, nu te poți atinge de el, caracterul modelabil, pentru că e suma lucrurilor pe care le dezvolți, le deprinzi și le promovezi în viață. Unul poate să fumeze, cum am fumat eu până când m-am pocăit, până la 21 de ani, și apoi să poate lăsa de fumat. Dar nu poți să ai până la 21 de ani ochii albaste și la urmă să ți-i faci berez. Poți să-ți faci părul sau poți să-ți faci unghiile. Că astea le poți vopsi că sunt pe deasupra, dar în interior nu poți să intri, cel puțin deocamdată. Ei, ceea ce vreau să spun este că aceste diferențe între femeie și bărbat nu sunt de natură caracter, ca să pot fi schimbabile, ci sunt de natură temperamentală, nu se pot schimba. O femeie se naște femeie și moare femeie. Un bărbat se naște bărbat și moare bărbat. Ca și caracter, ca și lucru ce vin prin educație, poți un pic să îngrădești anumite tendințe născute, care sunt predisponibile, dar vei rămâne cam același individ care te-ai născut. Sigur că asta este partea animalică, sălbatică a omului când se naște, dar prin educație, el își îngrădește cu un gard numit caracterul, ceea ce se numește temperamentul.
Pentru că el devine o ființă educabilă. În Psalmul 139 sunt scrise cuvintele acestea. Am pus aici un creier de om, dar e un creier de bărbat. Nu cu scopul ca să vă spun cum se numesc toate părțile astea, dar fiecare parte din asta este un departament care se ocupă cu ceva. Spre exemplu, ăsta e centrul sporturilor. Ăsta se ocupă cu activitățile sportive. Doar un exemplu așa fără rost. Dar aș putea să vă arăt un creier de femeie. În loc de activități sportive, centrul shopping-ului, adică al cumpărăturilor. Și v-am arătat lucrul ăsta doar ca să pun astea două în paralel. Și să înțelegeți că o femeie nu poate fi un bărbat, pentru că computerul care dirigează viața e diferit de al bărbatului. Este o copilărie să te impui asupra soției și să-i ceri să fie bărbat, din moment ce e echipată cu un creier de femeie. Și este o copilărie să-și cicălești bărbatul și să vrei să se comporte ca o femeie din moment ce el este echipat cu un creier de bărbat. Că doar de-aia l-ai luat de bărbat, că e bărbat, nu femeie. Ei, aș vrea însă să vă prezint diferențele structurale ale componentelor creierului la bărbat și la femeie, doar ca să avem un pic de idee. Lucrurile astea pe mine m-au ajutat mult în viață și nu numai pe mine. Spre exemplu, aici este categoria bărbaților, cea din stânga, și asta din dreapta este categoria femeilor. Și la mijloc e linia asta care o vedeți. Ei, haideți să ne uităm un pic în paralel. Observați, vă rog, că aici unde bărbatul are emisfera, emisfera înseamnă un loc din creier, o bucățică din creier. Ca atunci când tăiem porcul și facem așa bucăți ca să le punem în tigaie, să le prăjim, să le dăm la aia care ne-au ajutat să tăiem porcul, să facem așa masa aia de bucăți prăjite. Ei, aici am niște bucăți din creier și uitați că bucățile acestea se ocupă cu următoarele activități. Niciodată aceleași cu la femeie și la bărbat. În timp ce la bărbat, prima, cu numărul 1, este emisfera activității sexuale, la femeie este emisfera familiei și prietenilor. Pentru o femeie, relațiile intime nu sunt la fel de importante ca pentru un bărbat. Pentru un bărbat este cel mai important lucru din căsătorie, relația intimă. Pentru o femeie, cel mai important lucru din căsătorie e prietenia cu soțul, prietenia de suflet, sinceritatea lui, bunătatea lui, înțelegerea lui. Observați că este aici cuvântul prietenie, este cuvântul familie. Lucrul ăsta este cel mai important pentru o femeie. De ce vă spun asta? Vă spun asta pentru că niciodată Biblia nu spune că bărbatul strică casa sau bărbatul face casa, dar despre femeie strică că ea poate să strice casa. Eu pot să vă dau exemple de familii unde bărbatul calcă pe bec, când pe un bec, când pe un bec ușor, când pe două becuri, dar casa merge înainte pentru că femeia înțelege, iartă, uită, o ia de la capăt, oferă a doua șansă. Însă nu puteți să-mi dați exemplu de o femeie care calcă pe bec, când într-un fel, când în altul, și bărbatul ține casă. Așa ceva nu o să-mi puteți da exemplu. Sau dacă îmi puteți da exemplu, probabil că ajung degetele de la mâna mea în toată istoria. Femeia ține casa. Ea este lipiciul într-o familie. Ea este persoana care dă sens, culoare și viață în interiorul casei. Ea e mama copiilor. Ea este liantul. Bărbatul pleacă, aduce, vine, iar pleacă, iar aduce și tot ce aduce se cheltuie. Ei, când vorbim despre roluri, ajungând la vârsta asta, ar trebui să înțelegem lucrurile astea. Pentru că noi nu le putem schimba, le putem accepta sau am putea să nu le acceptăm. Uitați-vă la numărul 2, aria asumării riscului. 2, aria produselor din ciocolată. 3, locul carierei și slujbei. 3, locul conversației și ascultării. Soții trăiesc pentru performanță și ei sunt oameni de carieră, ei vor să se impună, să aibă un nume. O femeie nu are astfel de apucături, nu spune, nu zilele, sunt specific masculine și specific feminine. E adevărat că un secol în urmă, prin 1960 în America, s-a născut ideea de feminism, de egalitate, dar ele nu s-au gândit la restaurarea condiției femei, așa cum au promis, și au vrut să facă din femei bărbați. O femeie nu poate ajunge bărbat, nu pot eu ajunge, puneți ce doriți, femeie sau altceva. Nu poate, o mașină pe motorină nu poate să bați, să funcționeze cu benzină și nici invers, pentru că este constituțional. Constituția motorului e diferită. Nu e vorba că îi schimb culoarea sau îi schimb emblema sau îi schimb volanul sau îi pui antenă și mai pui două becuri.
E vorba că înăuntru unde inima motorului e făcută să meargă pe benzină sau pe motorină. Numărul 4. Centrul sporturilor. Centrul shoppingului, lobul stângăciei și flirtului. Flirt înseamnă că se cam uită după fete care, după femei care nu sunt ale lui. Sau face glume nepotrivite. Spre exemplu, în întâlnirea asta noi suntem bărbați și femei. Și nu uitați că suntem bărbați și femei credincioși. La sfârșit, probabil că o să avem timp să ne salutăm. Dacă întâlnesc cu un bărbat, o să-l îmbrățișez. Mai ales dacă l-am mai văzut pe undeva. Dar dacă întâlnesc soția, nu o să o îmbrățișez. Pentru că în timp ce o îmbrățișez, îi ating sânii. În timp ce o îmbrățișez, este prea aproape. Asta, de ce să mă ispitesc eu? La ce îl folosește mie? O să o salut cu respect, o să-i întind mâna, o să mă plec respectos, dar îmi îmbrățișez doar soția mea. E prea gest, e prea intim gestul acesta. Dacă cineva are altă părere, iertați-mă, folosiți-vă părerile. Dar numai să știți, să știți că în lumea noastră există o lege numită legea insuficienței permanente. Ce înseamnă legea insuficienței permanente? Ce te satisface astăzi, mâine nu te mai satisface. Îți cumpere astăzi o rablă de mașină că n-ai bani mai mult și zici, slavă Domnului, peste o săptămână nu mai poți să o suferi. Și te uiți pe stradă și zici, bă, dacă aș avea-o pe aia și îți dă Dumnezeu ajutor și o iei pe aia și peste două luni zici, bă, dacă aș avea Mercedes-ul ăla, nu te mai potolești cu dorință. Nu te mai potolești nici cu hainele. Te uiți în prăvălie, ți-e o rochie și mâine iar te duci înapoi și îți mai iei una. Dar eu te întreb, nu ți-a ajunge una, ce faci cu două? Sau nu ți-a ajunge două, ce faci cu trei? Apropo, că tot vorbim de diferență, să știți că bărbații când își cumpără haine, își cumpără că nu au. Adică că li s-au alea care le aveau. Femeile când își cumpără haine, nu își cumpără că nu au. Ele își cumpără pentru că o femeie relativ repede trebuie să aibă ceva nou. Ceva ce n-a mai avut. S-ar putea să aveți acasă surorilor 10 poșete. Asta înseamnă că restul vieții ați rezolvat problema. Iertați-mă, dacă aș avea 10 genți, semnez acum că nu mai întrebe niciodată o altă geantă. Ce, doar, ce-ți va lua? Numai una pot lua în mână odată. Dar nu înțeleg de ce vă mai cumpărați poșete. Nu înțeleg de ce vă mai cumpărați pantofi. O femeie trebuie să aibă ceva nou. E în constituția ei. Ori dacă soțul nu știe asta, o supune la o... În timp ce bărbatul este stângaci, de câte ori soția dă peste un pahar pe masă și îl răstoarnă și de câte ori dă bărbatul din neatenție cu mâna peste un pahar și îl răstoarnă? Să vă spun de câte ori. Soția aproape niciodată și bărbatul aproape de fiecare dată. Dar asta nu înseamnă că bărbatul e nepriceput, nici vorbă de așa ceva, ci înseamnă că la acest capitol ea e mai finuță, ea e mai atentă și plus că în cap are o operație pe care numai femeile o fac. Bărbații nu, și mă refer la capacitatea de a avea un pod peste cele două părți ale creierului, capacitate care în limbaj tehnic se numește procesare. Ea poate să se împrumute de la un lob la altul, de la o vecină la alta, un bărbat nu, stânga și atât. În timp ce bărbatul este așa, observați, femeia are lobul intuiție. Intuiție înseamnă capacitatea de a mirosi pe cineva pe care nu-l cunoști ca încep de o mie. Păi eu mereu călătoresc cu soția mea și uneori ea îmi spune după ce plecăm din cadrul unei întâlniri. Ai grijă, mai știi pe omul ăla, chiu, așa, 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 da, știi, ai grijă că ceva e un pic de bec roșu aprins acolo. Și eu întreb, dar cunoști? Nu. L-ai văzut în viața ta? Nu. Da. Eu nu mi-aș permite să spun de cineva pe care nu-l cunosc așa sau așa. Zice, simt. Simți? Ce ai simți? Pentru un bărbat e egal cu zero, ăsta nu e argument în instanță. Eu poți să te duci să-i spui la judecător, eu simt, că te dă afară, asta nu-i dovadă. Însă după 32-33 de ani de căsătorie, când o aud că simte, mi se ridică pielea pe mine, pentru că 99% se va dovedi că e adevărat. E, ăsta, femeia are al cincilea simț, pe lângă miros, gust, pipăit și nu știu pe care nu l-am zis, are al șaselea simț, e simțul de a intui, a bănui, a mirosi un pic. Te duci acasă și vrei să nu spui. Zicem, care-i baiul? Nu-i baiul. Mă, care-i baiul? Nu-i baiul.
Și până la urmă îi spui că-i bai, dar bărbatul nu așa de bine o cunoaște pe femeie, nici nu se ocupă el cu așa ceva. Femeia se ocupă cu amănuntele, cu firimiturile, cu bucățelele. De aceea ea vede tot, știe tot. Ei, mă gândesc eu că acest flirt pe care bărbatul, dacă îl face, îl face pe furiș, trebuie deconspirat în bun fel. I-a dat și ei Dumnezeu o lumină ca să nu facem chiar ce vrem. Centrii îndreptării spre toaletă, nuclei simțului, direcției, în sfârșit, nu am de gând să vă spun toate lucrurile astea. Scopul meu a fost doar să vă explic că un creier de femeie este diferit de un creier de bărbat. Ea vede, simte, dorește, se sperie, iubește ceea ce noi nu vedem, nu simțim, nu iubim, nu ne e frică, nu înțelegem. Și invers, numai o femeie și un bărbat formează om. Știința pretinde că sunt doi creieri diferiți, așa cum îmi spuneam, și unul e conceput pentru planuri și acorduri, pacturi. Ăsta e bărbatul, însă celălalt este conceput pentru îngrijire și interrelațional. Și aceasta e femeia. Bărbatul face planuri și bărbatul face acorduri și pacturi cu alți bărbați. Dar o femeie îngrijește și o femeie relaționează, mai ales interrelaționează. Unul accentuează competiția, adică bărbatul, celălalt accentuează compasiunea și grija. Ați văzut bărbați cu compasiune? Foarte rar, și compasiunea este ca o lumânare care stă să se stingă, pentru că bărbații nu stau bine în domeniul emoțional. Ei stau bine în domeniul cognitiv, ei sunt ingineri, 1 plus 1, 2, punct. Femeia însă este mamă, e caldă, ea este sufletistă, e foarte empatică, e foarte afectivă, e foarte sentimentală. De aceea e femeie, feminitatea unei femei stă în această atitudine sentimentală. Unul este orientat în spațiu, bărbatul, spre performanță și rezultate, celălalt e concentrat pe conversație și cooperare. Păi, uitați-vă dumneavoastră dacă un bărbat ar sta acasă o viață întreagă, să îngrijească de copii, să facă mâncare, să curețe aceeași casă care se murdărește în fiecare zi, ăsta ar muri înainte de vreme. Un bărbat nu poate să stea, nu are cum, trebuie să plece, să se ducă afară. Ăsta e leul care se duce după pradă, să aducă mâncare acasă pentru puii lui. Femeia să stea acasă când te întorci, găsește aceeași casă, același șifonier, același pat, și stă aici în limbă să o întrebi, dar tu ce ai făcut toată ziua? Că nu se cunoaște nimic, n-ai produs nimic azi, nici un dolar, nici o liră. Eu tot venit cu 5 lire, dar tu? E, uitați, un bărbat care e orientat în spațiu, în performanță și în rezultate, să stai acasă să crești copii, nu niciun rezultat. Nu e niciun rezultat. E adevărat că după ce se face mare și îl duci la altar și zici, uite, fata mea și băiatul meu, e un pic de rezultat. Dar când crește de la 2 ani și o zi până la 2 ani și 2 zile, nu e niciun rezultat. Bărbații au nevoie de rezultate în ce fac. Femeile n-au nevoie de rezultate. Ele sunt ființele care se mulțumesc să muncească de noaptea până noaptea fără să se vadă nimic. Că nu se vede dacă speri, nu se vede dacă gătești, nu se vede dacă aranjezi casa, nu se vede nimic. Nu se vede. Unul este atras de idei și proiecte, ăștia-s bărbații, celălalt e atras de oameni. Păi nu mai duceți-vă când se strâng surorile pe bol să le auziți de ce vorbește, de idei, de proiecte, de politică și de fotbal. Să credeți dumneavoastră. Dar de ce vorbim noi? Păi imediat ne ducem la Putin, ne băgăm imediat în Siria, ajungem în Damasc în 2 secunde și știm toate avioanele, cum se numește ale... Apoi începe cu construcție de biserici, începe cu pastori și cu idei și cu viziuni și cu ce a făcut ăla și cu predici. Ei, femeile discută despre oameni, copiii lor, rudele lor, bolile lor, medicamente. Jumătate din geanta lui Carmen e plină cu medicamente. Niciodată n-a avut nevoie de ea. De ea zice, dacă vom avea vreodată nevoie de ea. Știe o grămadă de medicamente pe din afară. Așa sunt toate femeile. Mini-doctorul, mini-medicul din fiecare familie e femeia. Nu-i bărbatul. Bărbatul nu se ocupă cu așa ceva. Tot ce nu produce rezultate vizibile care să... Nu-i pentru bărbat. Bărbații fac lucruri care îi pun în evidență. Bărbații fac lucruri care îi pun sub lumina reflectoare, care îi aduc la microfon, lor le trebuie performanță. Să știți că și de aici se trage chestia cu comitetul. Thank you.
puțin mai tehnic. Și îl spun pentru că noi de multe ori spun că ăsta nu are multă materie cenușie. Să vă spun un pic cum stau lucrurile cu materia cenușie. Creierul bărbatului conține de aproape 7 ori mai multă materie cenușie decât a femeii. Asta înseamnă... Ce înseamnă? Asta înseamnă că un bărbat se poate concentra mai bine într-una dintre cele două emisfere, adică în asta de stânga. Ăsta e motivul pentru care bărbatul poate face un singur lucru odată. Ce face? Atât de concentrat la ce face, nu aude, nu vede. Păi, numai cu două zile înainte să plec, asta o spun aproape la toate conferințele, dar s-a repetat din nou. Carmen a făcut zacuscă și s-a fumat. Locul unde lucrez eu la masa mea nu e departe de bucătărie, dar e cam de aici până unde e fratele care stă în picioare. Și i s-a fumat zacuscă, a venit din afară, de afară și după ce am muncit o zi și o noapte, vă dați seama, mai așa cu un tor mai ca să aud, să nu salut bine, mi-a zis, nu ți-a mirosit de asta a fumată. Și am zis, mărturisesc că nu mi-a mirosit, ce acum nu miroase. Mărturisesc că nici n-a intrat bine pe ușă, că i-a și mirosit. Acum, Dumnezeu să știți că și nasul la femeie este diferit de nasul. Și mă refer, nu mă la asta mă refer. Mă refer la funcția. O femeie are nasul mai ascuțit. Dar ce ar face dacă nu l-ar avea așa de ascuțit? Păi, toată copilăria copiilor mei, eu m-am mirat, de unde știe nevastă-mea ce-l doare pe copilul meu când era așa cât de mare. Ea știa ce-l doare. Dacă se ducea 5 minute la el, copilul se oprea din plâns și se culca. Eu nu știam ce să-i fac. De unde știe soția ce-i trebuie la un copil? Că n-a făcut nicio școală, mărturisesc, nicio școală n-a făcut pentru grijă copiii. Însă creierul femeii conține de 9 ori mai multă substanță albă. Vedeți, noi știm doar de substanța cenușie, că atâta am învățat. Dar ce înseamnă substanța albă? Dacă substanța cenușie e materia cu care gândești, e lichidul de care ai nevoie să gândești, substanța albă este nevoia, lichidul de care ai nevoie să procesezi, să ții relația dintre cele două emisfere și să poți face mai multe lucruri odată. O femeie poate să facă mai multe lucruri odată. Dar nu pentru că e deșteaptă, mai deșteaptă decât bărbatul, ci pentru că e alcătuită diferit. Motorul pe benzină nu e mai deștept decât motorul pe motorină, dar e alcătuit diferit. E diferit. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că soția mea știe să facă lucruri pe care eu nu le fac așa de bine, ea le face ușor, în timp ce pe mine ar fi un stres teribil, ea le face jucându-se. Și în felul ăsta poate fi un ajutor potrivit. Cum mi-ar fi un ajutor potrivit dacă nici ea n-ar putea să facă ce fac eu? O femeie gândește foarte complex. Poate să facă 2-3 lucruri odată. De 32 de ani îi spun lui Carmen să nu mai vină să vorbească cu mine când fac ceva, că nu aud. Sigur că acum nu mai vorbește cu mine. Vine și stă lângă mine și când mă uit la ea, zice, să știi că o să-ți spun ceva. Și eu mă uit la ea și spun, ok, spune că acum mă uit la tine. De o grămadă de ori s-a supărat pe mine că trecând pe lângă mine mi-a spus să nu uiți de oala aia și s-a dus. Eu n-am auzit, sau dacă am auzit, dar n-am ascultat. Adică eram concentrat pe problema mea, mi-a alunecat așa pe lângă ureche cu ala. Și la un moment dat, dar nu ți-am zis. Păi mi-ai zis, dar eram ocupat. Adică cum erai ocupat când erai singur? Păi eram cu mine. Un bărbat e cu el. Mă țineți minte sertarele. Un bărbat are sertarul cu nimic. Femeia nu are sertar cu nimic. Ea, de fapt, nici nu are sertar. E greu pentru cei care nu ați auzit povestea să știți la ce mă refer. Interesant este că în creierul unui om sunt cel puțin 70 de substanțe chimice. Asta, imaginați-vă că sunt niște borcănele foarte, foarte, foarte mici. Spre exemplu, aici există un borcănel mic, 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 cu o substanță, el e un săculeț și săculețul e din mușchi. Și are un senzor și când creierul vrea, îi dă comandă săculețul ăla să contractă și toată substanța care e în săculețul ăla țâși în sânge. Asta, adrenalina, spre exemplu.
Dacă vezi un câine sau ți-e frică de ceva, e un cutremur, un uragan, ceva, și trebuie să fugi de frică, viteza când fugi de frică este mult mai mare decât viteza când fugi din orice alt motiv. De ce? Pentru că ăsta e instinctul de conservare. Dumnezeu a pus un turbo la om ca să-și scape viața. Dar să știți că chestia asta este valabilă și la instinctul sexual. Permiteți-mi să vă spun că același fenomen este. La un bărbat se stimulează prin vedere. Să-mi permiteți să spun lucrurile astea. Mă feresc cât pot să amintesc asta, dar trebuie să știți. Un bărbat este stimulat prin vedere. Niciodată o femeie prin vedere. De aceea Domnul spune în Matei, capitolul 5, versetul 28. Cine se uită la o femeie ca să o poftească, nicăieri în toată Biblia, de la capătul ăsta până la celălalt, nu scrie cine se uită la un bărbat să-l poftească. Femeia nu se uită. Ea nu se poate stimula prin vedere, numai bărbatul se poate stimula prin vedere. Ea este stimulată prin simțuri. Și acum fac o mică paranteză să vă spun ceva despre fiicele dumneavoastră și despre fiii dumneavoastră sau despre nepoți. Când o fată prietenește cu un băiat și se va căsători sau nu se va căsători cu el, un băiat când se uită, el se uită undeva anume și într-o clipă, el este stimulat prin vedere. Și de când prietenesc până când termină de prietenit, orică se căsătoresc, orică nu se căsătoresc, el are un singur obiectiv. Și începe cu legea insuficienței permanente. Mai întâi vrea să o atingă și găsește, chiar dacă ea refuză, până la urmă găsește un motiv. Și nu-i mare lucru că atins-o, nu? Nu chiar așa grav. Dar fata nu înțelege nimic, că dacă n-ar fi mic, ar înțelege. Noi nu mai suntem mici. Ea nu înțelege că cine face un pas, îl face ca să-l facă pe al doilea. Și cine face primii doi pași, îi face că nu poate să ajungă la al treilea. Și legea insuficienței permanente înseamnă că cine pornește nu se mai oprește niciodată. Orice mai lungă călătorie începe cu un pas. Și băiatul e foarte fericit când a atins-o. Asta e o mare victorie, dar ea ajunge numai azi. Mâine când se întâlnește, ea apă de culoare să o mai atingă încă o dată. Nu. Trebuie să o îmbrățișeze. Până la urmă trebuie să ajungă să o pupe. Și noi le spunem tinerilor în biserică să nu vă țineți de mână. Și îi spun, ce frate Luigi, e păcat să ne ține de mână? Și îi spun, tu gândești ca un copil, nu-i păcat să te ții de mână. Dar când ai ajuns să te ții de mână, urmează pe patul. Și cum nu te-ai oprit ca să ajungi la ținutul de mână, nu te vei opri nici să te pupi. Și dacă ai ajuns să te pupi și nu te-ai oprit ca să te pupi, nu te vei opri nici să. Și îmi spune, nu crede tu asta. Și îi spun, ascultă-mă, eu am fost ca tine, dar și preludiu, adică acțiunea aceea soțului în camera lor, soț-soție, când el o mângâie și îi spune zâna mea și frumoasa mea și ce mai spune, aia e pregătirea ei pentru actul intim. Bărbatul nu are nevoie de pregătire, că la el este instantaneu. A văzut, a dorit și gata. La ea nu, că ea e femeie și femeia e diferită. Oricât aș fi eu de duhovnicesc sau de firesc, femeia e diferită. Putem să neglijăm lucrurile astea, putem să neglijăm că mașina merge pe motorină și să-i băgăm benzină, dar numai că trebuie să ne schimbăm motorul după aia, asta e singura problemă. Dintre aceste 70 de substanțe chimice, imaginați-vă că e ca un combinat în capul nostru și de multe ori știți ce energie, că noi, permiteți să fac și paranteza asta, noi zicem următorul lucru. Dom'le, când te enervezi, nu te manifesta. Dar știți ce sunt nervii? Este acțiunea unei substanțe care în capul nostru, Dumnezeu trimite două substanțe, Dumnezeu creierul trimite două substanțe pe care Dumnezeu le-a creat în păcărere de acelea și astea fac reacție chimică. Și reacția asta chimică se manifestă prin ceea ce spuneam. Ei, cum să te oprești? Este foarte greu să te oprești. Mai bine să previi decât să te oprești. Ei, aceste 70 de substanțe, în principiu, sunt așezate în ceea ce urmează aici să vă spun. Toate femeile care au născut vor recunoaște aceste două cuvinte, estrogen și progesteron. Toate le vor recunoaște pentru că toată feminitatea lor depinde de acești doi hormoni, de aceste două substanțe. Cine face cancer, face pentru că aceste două substanțe sunt produse în organism în mod exagerat. E prea mult. Și cancerul se hrănește cu ajutorul exagerării, cu ajutorul producerii exagerate al acestor două substanțe. Însă, orice bărbat a auzit de testosteron, de asta probabil mai puțin. Ei, ăsta este un hormon masculin. Ăsta înseamnă forță.
Toate lucrurile acestea sunt importante pentru ca să ne spună nouă că un bărbat niciodată nu poate fi femeie. Un bărbat poate să crească un copil, dacă reușește. Dar nu va face lucrul ăsta la fel de bine ca o femeie, pentru că e specific unei mame să crească un copil. O femeie poate să lucreze în construcții, să lucreze pe o macara, să joace fotbal, să fie polițist, pilot de avion, dar nu-i prea stă. Poate să fie săracă, dar nu prea e la locul ei. Vedeți? Feminitatea are rolul ei, masculinitatea are rolul ei de asemenea. Acest doi hormon din corpul unui bărbat sunt asociați cu sexualitatea și cu agresivitatea. În mod deosebit, aceștia doi sunt pentru agresivitate. De câte ori ați văzut două femei bătându-se? Mult mai rar decât ați văzut sau ați auzit că doi bărbați s-au bătut. Bărbații sunt arțăgoși. Știți de ce sunt arțăgoși? Uitați-vă, din cauza la ăștia doi hormoni. Dacă ar fi femeie, nu i-ar avea. Dacă ar fi pe benzină, n-ar avea filtrul de motorină. Dar e pe motorină și are filtrul de motorină. E specific. Un bărbat este agresiv datorită la acești doi hormoni care îndată se aprinde și devine inconștient. Și până să-i treacă nervii, deja a doborât la pământul 2-3. Sigur că asta nu-i spus, eu vorbesc despre chestiuni animalice, carnale. Nu vorbesc despre comportamente duhovnicești sau despre înfrânarea poftelor. Apoi, vorbim de competitivitate. Cine creează competitivitatea? Tot la fel, acești doi hormoni, hotărârea, independența. N-ați observat că bărbații sunt mai independenți decât femeile? De obicei, când se căsătoresc doi tineri, mai ușor relaționează soția cu socrii decât băiatul cu socrii. Bărbații sunt mai închiși, ei stau cu garda sus într-o relație nouă. Nu vorbesc mult, sunt foarte retrași, foarte rezervați, foarte prudenți. Întotdeauna când o femeie intră într-o cameră, unde n-a mai intrat niciodată, se uită dacă mai este cineva. Întotdeauna când un bărbat intră într-o cameră care nu a mai intrat niciodată, se uită dacă mai e și a doua ușă pe care să iasă, dacă vreodată va fi nevoie. El este instinctul de leu care atacă sau poate să fie atacat. Îi spuneam fratele Ciprian care mi-a adus cu mașina, n-am apucat să-i spun toată povestea. Știți cu ce parte a mașinii a parcat? Ce părere ai? Cu ce parte? Cu spate. Bărbații parchează cu spatele. Să vă spun acum că parchează cu spatele, să plece mai repede, dacă ar fi vreodată un motiv să plece, zâmbiți, dar ascultați-mă. Bărbații nu pot scăpa de această chestiune. Ei sunt cei care lucrează în afara vizuinii. În afara vizuinii este risc. În interiorul vizuinii, unde stă leoaica și puii, nu-i risc, e protecție. El trebuie să se adapteze la stilul acesta de viață. Dimpotrivă, hormonii aceștia feminini, estrogenul și progesteronul, sunt principalii hormoni feminini care sunt asociați și cu sexualitatea, dar ia uitați-vă cu starea de mulțumire. Pe locul 2 la bărbați, agresivitatea. La ea este starea de mulțumire. Mai mult de atât, liniște. Ia uitați-vă ce este la el, competitiv. Păi toată copilăria mea am repetat un milion de ori expresia hai mă spune în care iese primul. Și o rupeam la fugă fără niciun motiv, nu ne dădea nimeni niciun ban, fugeam de rupeam călcâile până la colțul drumului să vedem care iese primul. Și nu conta dacă aș mai fi, aș mai face pe asta, dar băieții nu mergi pe stradă și te depășește unul. Aproape că te enervezi, domne, dar ce e cu el? Că merge pe gasul lui și pe amenda lui, ce ai cu el? Dar nu te simți bine, bărbații nu pot fi depășiți, au o problemă. De ce? Uitați de ce, din cauza la asta două hormoni. Și dacă nu ai grijă, le dai curs, ajungi la confort, stimă de sine, sentimente materne. Ia uitați-vă, o mamă e mamă pentru că are un hormon care o ajută să fie mamă, e dotată de Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus aparatul ăsta. Abilități și îndemânări. Cât de îndemânatică este o femeie, cât de repede desface un nod. Ați observat cu degețelele alea, imediat femeile. Sigur că nu poate ea să ridice greutăți, nu poate să... Dar la lucrul de îndemânare o femeie este foarte pricepută. A fost construită pentru asta. Dacă a fost construită, nu cere soțului să fie femeie. Nici nu ți-ar place.
Aș vrea repede să ne uităm un pic la lucrurile astea. Le-am pus din nou în... unele lângă altele pentru ca să le putem privi mai ușor. Un bărbat are nevoie de încredere, în timp ce o femeie are nevoie de grijă. De ce are el nevoie de încredere? Cei care sunteți bărbați, ce vă enervează mai mult decât atunci când soția nu are încredere în dumneavoastră? Și spune, nu, nu cred că tu poți să faci asta. Când ți-a zis asta, ți-a luat aerul. Știți de ce? Cea mai mare frică a unui bărbat este că nu face bine ce face. Asta e cea mai mare frică a unui bărbat. Numărul 1 este că nu face bine ce face. De aceea bărbații nici nu se apucă ușor să facă anumite lucruri, că nu sunt siguri că le fac la nivelul excelenței. Cea mai mare frică a unei femei este că nu merită să fie iubită. De aceea predicatorii vă spun toată ziua, te pune un telefon și spune, stai liniștită, te iubesc, ești prințesa mea, te sun mai târziu și îți mai spun încă o dată. Și care e problema? Când prietenea îți spune să vă căsătoriți, te certai cu taică-tă și cu maică-ta și cu șeful, că toată ziua era în vârful telefonului să o sun. Și acum? Ți-ai atins scopul? Că și ăsta este tot o apucătură masculină. Dacă avem timp, vorbim de ea. Ea are nevoie de grijă. Bărbatul are nevoie de acceptare. Tot cu performanța are legătură. Iar femeia are nevoie de înțelegere. De câte ori n-ați auzit la soția dumneavoastră următoarea afirmație? Tu nu mă înțelegi. Nimic nu m-a enervat primii 10 ani mai tare decât treaba asta. Tu nu mă înțelegi. Tu nu-mi dai atenție. Tu mai mult stai cu frații de la biserică decât cu mine. De câte ori am auzit eu asta? Dar nu numai eu. Stați să nu știți. Nevoia de apreciere, nevoie de respect. Nevoie de admirație. Din nou, uitați-vă că toate au legătură cu nevoie de devotament. Bărbatul nu pune problema devotamentului, femeia pune problema devotamentului. Ea stă acasă, el se duce toată ziua. Dacă nu-i devotat, nu-i fidel, nu este loial, ce se întâmplă? Nu degeaba am înstrat-o Dumnezeu cu aceste nevoi. Nevoia de aprobare, nevoia de recunoaștere, nevoia de încurajare, nevoia de asigurări. Aș vrea să continuăm un pic și să mai spunem câteva lucruri. Am așezat din nou așa în antiteză aceste două caracteristici ale femeii și ale bărbatului, ca să pun în evidență ce specific are femeia și ce specific are bărbatul. Uitați-vă la bărbat, că el este filozof. Un bărbat filozofează. De 1000 de ori mi-a spus Carmen, ai grijă când începi să predici să nu filozofezi. Vorbește simplu, fii uman, vorbește direct, vorbește omenește, vorbește la nivelul oamenilor, lasă ideile, nu filozofa. Bărbații au tendința să filozofeze. Femeile, ele sunt specialiste. Ele se ocupă de câteva lucruri și le fac așa de mult și le fac așa de bine, încât ajung să se priceapă foarte bine. Alpinistul și turistul. Știți ce este un alpinist? Știți. Cât de mare este rucsacul unui alpinist în lungă pe munte? Mare. Când urcă pe munte. Dar alpinistul se cațără, merge, își bagă unghiile în crăpături. Așa cum au caratiștii, două ațe din alea și lângă ața e atașată ceva acolo și nu știu ce își pune, un mica de pâine. Rucsacul la un alpinist este foarte mic. Rucsacul la un turist, ăla este cu geantocul. Ei, un bărbat când pleacă de acasă, își ia un bagaj de turist. O femeie când pleacă de acasă, își ia un bagaj de turist. Eu când plec de acasă, pur și simplu, cum să spun să fie mai de spus. Deci tot portbagajul la mașina noastră este plin ochi și locurile din spate și acolo sunt îngrămădite. Și eu întreb, Carmen, dar nu știi că plecăm pentru 3 zile? Zice, da, știu. Și cu asta ce faci? Zice, poate plouă. Dar dacă nu plouă? Zice, dacă nu plouă, lasă acolo. Și zic, și cu sacul ăsta are acolo diferență. Zice, poate ne întâlnim cu cutare. Dar cutare nu stă în zona aia. Zice, poate trece și el pe acolo. Și când ne întoarcem acasă, în jumătate din genți, n-a umblat nimeni. Și cu 3 sferturi din haine, nu s-a schimbat nimeni. Dar să fie acolo.
Că a mai fost ea acum 30 de ani cu mine în Spania și a tremurat și n-a avut ce-i trebuia. Și a plătit payments lunar de 30 de ani încoace un blog cu tot ce vor el după noi, că ea acum 30 de ani a fost odată frig în Spania. Și eu n-am lăsat-o să-și ia haina și a nu se mai are vorbit niciodată. Mă uitam după surori, acum înțeleg de ce n-am venit cu Carmen. Că nu puteam să spun lucrurile astea chiar așa. Și nu nimeni ia să se uite pe internet la lucrurile astea. Scumpii mei, soția este persoana care îngrijește. Nu uitați, dacă vă aduceți aminte, ea are tendința să îngrijească. Când îngrijește, îi trebuie să aibă la îndemână apă, hârtie, haine, medicamente, haine de schimb, o grămadă de lucruri. Un bărbat nu gândește în termenul ăsta, un bărbat e individualist. Pe care îl interesează dacă altul e foame să fie sănătos, să-și curză și piloat. Ce-i treaba mea să port eu de grijă? Un bărbat nu poartă de grijă. Prin natura lui el nu poartă de grijă. De aceea el și-a o săpușor și a plecat. Femeia și-a o grămadă de lucruri cu ea. Ei, nu, lăsați-le pe femei să fie femeie, nu le depersonalizați. Asta nu înseamnă că o femeie trebuie să exagereze. Un bărbat e computerul. Ce face computerul? Dacă apeși pe un buton, computerul face o operație. Dar mai face alta? Nu, numai dacă apeși pe alt buton. Și mai face alta? Probabil dacă apeși pe un alt buton. Dar ce face radarul? Radarul vede ce nu se vede. Nu te poți ascunde de radar. Radarul te prinde. Iepurile și broasca. Asta are aplicații multiple în viața de familie. În principiu, iepurile este omul, hai repede că mă grăbesc. El toate lucrurile face repede, repede când se grăbește, nu are timp. Broasca? Stai liniștit că avem timp. Dar mă refer la broasca țestoasă. Știți broasca țestoasă? Broasca țestoasă merge așa. Și aici mă refer... Aici mă refer în mod special, dacă îmi permite să spun asta, în cadrul relațiilor intime. Mă adresez dumneavoastră cu deplin respect. Eu niciodată la conferințe nu vorbesc despre lucrurile astea și nu o să fac lucrul ăsta nici acum. Dar vreau să vă spun următorul lucru. De obicei, bărbatul este tentat să neglijeze felul în care e construită soția lui și să împlinească și ei nevoile pe care Dumnezeu le-a așezat în jocul ei. El se aprinde într-o clipă, se stinge în alta și s-a terminat, se culcă. Ea se aprinde într-o sută de clipe și până să se aprinde bine, el deja a adormit. Sigur că exagerez când spun asta, dar vorbesc cu unor oameni căsătoriți și vreau să vă spun ceva. Relația intimă are trei faze. Prima fază se numește preludiu, înainte de actul intim. Momentul de pregătire a soției, că e de pregătit prin vedere. A treia fază se numește post-ludiu, adică momentul acela de liniște și frumusețe pe care l-au soțul și soția cei doi în casa lor după consumarea actului intim. Pentru un bărbat, punctul 1 și 3 sunt apă de ploaie. Pentru o femeie, sunt la fel, cel puțin la fel de importante ca cel de la mijloc, adică actul în sine. Pentru că o femeie nu trebuie privită ca un obiect de care te folosești să-ți rezolvi problema. Ea ți este tovară de viață, ea ți este prieten. Trebuie să o tratezi ca pe o ființă pe care o iubești, să-i dai valoare. Nu trebuie să o folosești doar ca să te scarpi, ca oamenii mai în vârstă ați observat că își cumpără de pe la dughenele astea cât o scărpinace din aia, așa că nu le mai ajunge mâna, adică scripturile nu mai merg ca în tinerețe să le îndoară. Și atunci își telescopează mâna cumpărându-și o ghiușcă din aia. E bine să ne respectăm soția. E bine să ne gândim că ea nu e ca noi. E bine să ne gândim că toată această descătușare a presiunii hormonale prin consumarea actului intim la ea e diferită și să ne asigurăm că și problema e rezolvată. Poate că pentru unii dintre dumneavoastră lucrurile astea n-ar fi trebuit spuse, pentru că le înțelegeți și le practicați. Dar eu știu familii care s-au dezbinat din motivul ăsta. Sau soțiile lor au ajuns în brațele altora din cauza asta. Ce
Ce s-ar întâmpla cu mine dacă soția mea nu mi-ar da niciodată să mănânc? Ce s-ar întâmpla? Cât aș putea să stau nemâncat? Gândiți-vă că cea mai mare nevoie pe care o avem este nevoia de a fi iubiți, înțeleși și de a simți că persoana pe care am primit-o în viața noastră este doar a noastră. Pot să împart pantofii cu fratele Dorin, pot să împart o haină cu fratele, nu știu care, dacă se potrivește la mărime cu mine. Dar avem o chestiune, avem un lucru în viață care este absolut doar al fiecăruia dintre noi și acesta este soțul pentru soție și soția pentru soț. Ei, asta complică problema, pentru că ea nu-și mai poate rezolva problema cu nimeni, trebuie să o rezolv eu. Iar dacă eu nu o rezolv, ea rămâne cu problema nerezolvată. Cui ar place să rămână cu problema nerezolvată? Chiar și un simplu scărpinat. Dacă te mănâncă și nu te lasă de scarpin, spune-mi, ce faci? Păi te doare capul de nervi. Reporter și scriitor. Ce este reporterul? Reporterul este un om care în 20 de secunde la televizor, când nu-i timp, trebuie să spună ceva despre un accident. Ați observat că într-un mic clip apare unul la locul accidentului și spune, a venit cu viteză, s-a răsturnat, mulțumesc, și dă firul în studio. Ăsta este reporterul, trei vorbe și s-a terminat. Da, scriitorul. Ăsta începe să scrie o carte, are 620 de pagini, și a început din 2012 și tot scrie și tot scrie și mai șterge și mai scrie și mai scrie și mai șterge și mai scrie. Ei, bărbatul este reporterul. A venit, a plecat. Cum a fost astăzi? Ok. Ok. Da? Ce înseamnă ok? Femeia însă are nevoie să vorbească multe lucruri. Uneori n-are cu cine. Uneori n-are cu cine. Dacă ai găsit-o vorbind în seara asta cu vecinul ăsta, mâine seara cu vecinul celălalt, poi mâine seara cu vecinul celălalt. Acum te întreb așa ca trebuie bărbați. Cam ce ți-a trece pe cap? Te-ai simțit confortabil? Nu. Dar ia cam 24.000 de cuvinte pe zi trebuie să spună că așa a fost făcut. Cui să-i le spună? Să-mi spui că nu te interesează, n-ai curaj. Poza asta ar trebui să o vedeți. Ăsta se numește borcan și ăsta se numește capac. Nu zice nimic, mulțumesc că v-am spus asta. Frații mei, două borcane nu reușesc să facă cât un borcan cu capac. 100 de capace nu reușesc să facă cât un borcan cu capac. E suficient un borcan și pe lângă el un capac și e suficient un capac și pe lângă el un borcan. 1000 de borcane, dacă n-ai un capac, nu poți să folosești niciun dintre ele. Și 1000 de capace, dacă n-ai un borcan, nu poți să folosești niciun dintre ele. Rolurile bărbatului și femeii sunt ca această simplă imagine în care punem noi gurături, zacuscă, gem și așa mai departe. Borcanul acesta este ca un bărbat sau ca o femeie. Iar acest capac este ca o femeie sau ca un bărbat. Rolul acestui borcan nu este să acopere, iar rolul acestui capac nu este să se pună lucruri în el. Dacă aceste două elemente, făcute de oameni, unul din sticlă și unul din tablă vopsită, știu să-și păstreze misiunea și mandatul în lumea asta, noi care suntem oameni cu rațiune și cu școală, cu experiența vieții, cu multe nopți nedormite, că am fost în conflict cu Dumnezeu sau cu Dumnezeu, în loc să dormim, am avut treabă, să lămurim probleme nelămurite. E vremea să înțelegem că orice lucru în viață se poate rezolva cu ceartă sau se poate rezolva cu vorba. Și cearta este tot folosirea vorbelor. Gândiți-vă la aceste lucruri, frații mei, pentru că ele sunt importante. Aș vrea să închei spunându-vă că atunci când un băiat se căsătorește cu o fată, există o căsnicie în mintea băiatului și există o altă căsnicie în mintea fetei. Căsnicia din mintea băiatului are anumite obiective și un anumit drum. Căsnicia din mintea fetei este puțin diferită, cel puțin puțin diferită. Ei, anii prin care ei trec, în mod deosebit primii 2 ani, maxim 3, sunt ani în care ei iau aceste două drumuri și fac din ele unul. Mai lasă el, mai lasă ea,
Pentru că el nu este decât jumătate din familie, iar ea este cealaltă jumătate. Culturile din lumea noastră, de când sunt oameni pe pământ până astăzi, au prezentat mai mult cultura patriarhală. Adică bărbatul este omul important, iar femeia este și ea undeva pe acolo. Dumnezeu n-a creat-o pe femeie să fie pe undeva pe acolo, că n-a luat-o din degetul mic de la bărbat. Dumnezeu a creat-o pe femeie să fie egală cu El în natură, ca și natură, dar diferită de El ca și responsabilități, după cum e diferită de El ca și Constituție. Pentru că niciodată o femeie nu va fi fericită decât atunci când soțul ei nu va iubi. Și niciodată un bărbat nu va fi liniștit și împăcat decât atunci când soția lui va fi fericită. Deci vreau să vă gândiți la aceste lucruri, scumpii mei, pentru că în seara aceasta fiecare dintre noi stăm pe o scaună. Însă acasă poți să trăiești într-un chin teribil. De câțiva ani să nu te înțelegi cu nevasta, să ai probleme cu copiii și ți-ai luat costumul și cravata și ai venit aici. Și te așezi acolo în scaună și eu mă uit la dumneata, dar eu nu văd dincolo de haină, că eu sunt un viitor. Știi dumneata ce e în sufletul meu? Nu. Știu eu ce e în sufletul meu tale? Nu. Noi stăm nu în fața unui om, noi stăm în fața lui Dumnezeu. Eu sunt responsabil de legământul pe care l-am făcut acum 32 de ani. Legământul ăla n-a fost cu carne. Legământul acela a inclus-o pe carne, dar a fost între mine și Dumnezeu cu privire la carne. Și legământul ei a fost în primul rând între ea și Dumnezeu cu privire la carne și apoi între noi doi. Eu pot să-i spun eu o grămadă de lucruri. Ea nu vede, ea nu știe ce fac eu plăcări de acasă. Însă Dumnezeu cu care și ea și ea a intrat în legământ știe toate lucrurile. Maleachi spune, Dumnezeu este martor la căsătoria ta, la legământul tău, la jurământul pe care l-ai făcut cu nevasta ta. Dumnezeu este martor. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu este martor la vorbele pe care le spune și nu mai aude nimeni decât soțul și soția? V-ați gândit vreodată? Și este suficient. Scriptura spune că într-o zi vor fi spuse de pe acoperișul casei. Mi-e groază să mă gândesc că într-o zi vorbele pe care n-am putut să mă înfrânez și le-am spus la nervi, la supărare, într-o zi vor fi spuse și le veți auzi și dumneavoastră. Mi-e groază de dragoste. V-ați gândit vreodată că tot ce ați făcut pur și simplu este scris în Cartea lui Dumnezeu? Niciunul dintre noi nu mai putem să dăm trecutul înapoi. Trecutul s-a dus. Poate care vrea să intre în ziua de ieri, este încuiată cu un lacăt, iar cheia este buzunarul lui Dumnezeu. Ziua de ieri, bună sau rea, este o dovadă a cât de pocăit ai fost și am fost ieri. Ziua de mâine, din nou, este încuiată și dacă nu murim, se va descuia. Singura zi pe care o avem este asta. Vreau să te întreb, câți bani ai cheltuit să fie aici? Cât ai condus? Nu putea să stai acasă la masă cu copilul și cu nevasta? Puteai. De ce ai venit aici? Ești sigur că știi? Aș vrea să-ți spun că, în primul rând, eu am venit aici ca să mai mă întâlnesc încă o dată cu Dumnezeu meu în prezența altor oameni ca mine, frații și surori, și să mă uit la viața lor. După 32 de ani de căsătorie, este ciudat că mai am lucruri de pus la punct. Este ciudat că mai am atitudini pe care trebuie să le corectez. Este ciudat că vreau încă să mă schimb pentru ca să nu neapărat să devin omul pe care îl vrea carnea. Nici n-am ajuns acolo, nici nu știu dacă ajung vreodată la etapa asta. Deocamdată lucrez la a deveni omul pe care îl vrea Dumnezeu. Bărbatul acela matur, înțelept, echilibrat, calm, blând, puternic, statornic,
Bărbatul acela despre care eu predic în fiecare duminică. Și ori de câte ori predic, există sufletul meu în gândul ăsta. Eu sunt chiar așa. Am 53 de ani și cine știe cât voi mai trăi. Poate există și riscul, de fapt nici nu știu dacă există. Există probabilitatea să zici un motor de acasă. Probabilitatea asta e valabilă pentru noi toți. Ce s-ar întâmpla dacă nu mai avem o zi în care să ne mai corectăm și am murit astăzi? Sincer să fiu, lucruri mari n-am de corectat. Dumnezeu e aici, dar sunt mărunțișuri, cenți, care ar trebui puși în altă parte. Știi că într-o zi va fi ultima? Știi că nu-ți va spune nimeni când va fi? Știi că de atunci încolo nu mai trebuie să faci nimic? Știi că acum ai putea să faci tot ce trebuie? Știi că nimeni nu te va opri aici ca să faci asta decât dumneata însuți, din motive la fel de copilărești ca cele de până acum? Unde este experiența pe care Dumnezeu a înghesuit-o în sufletul meu pentru ca să mă ajute să fiu un alt om? La ce îmi servește? Cu 3 ani în urmă era să o pierd pe carne, să o moare cancer. Am trecut prin experiențe pe care nu le puteți înțelege decât numai dacă ați fi trecut pe acolo. Pentru mine, femeia asta are o altă valoare astăzi. Pentru că am simțit fiorul ăla rece, să rămâi singur. Și de-abia atunci mi-am dat seama câtă valoare am avut. Acum când mănânc, cu ea stau la masă și mă uit la mâine, ei au început să se zbârcească, 48 de ani. Arăta diferit cu 33 de ani, 32 de ani în urmă. Mă întreb, care sunt lucrurile care ar mai trebui să le schimb eu? N-am nevoie să vină frații Măniță sau capitanul la mine să-mi spună, Mingi, să nu mai faci asta față de nevastă. Aș fi de groază dacă aș ajunge acolo. Scriptura spune că dacă te judești singur, Dumnezeu te va judeca. Un om care are lupte lui, dificultățile lui, problemele lui, poate că aș vrea să schimbați haina cu a mea, nu știu dacă se merită, sau invers. S-aș vrea să avem un moment în care ne rugăm lui Dumnezeu, ne cercetăm. Și dacă nu vom mai avea încă o zi, nu va fi nicio problemă cu a avea de asta, ca să stăm înaintea lui Dumnezeu să ne cerem iertare, să ne propunem anumite lucruri care de mult ar fi trebuit să ne propunem, și să putem sta în ziua judecății, nu neapărat ca meritoși în fața lui Dumnezeu, că nu vom ajunge la nivelul ăsta niciodată. Dar nici mediocritatea și superficialitatea nu este în starea în care s-a bucurat Dumnezeu să mă găsească când va veni. Nici nepăsarea și indiferența, ci din potrivă, vegherea și rugăciunea, ca să nu te regăți. Poporul lui Dumnezeu, bărbați și femei, estimații mei, frați și stimate Dumnezeu, dacă aș putea să mai spun un singur cuvânt care aș ști că vă ajută, v-aș spune. Dar eu sunt doar un om și pot să mai spun încă 1 miliard de cuvinte de aici înainte, că eu în sufletul lumii tale nu pot să iau, decât în alt de-aia. Și în seara asta pentru mine ar fi dat o crimă să nu fac lucrul ăsta. Pentru că anii prin care am trecut, m-am învățat că singurul meu prieten este Dumnezeu. Iar față de Domnul, sufletul meu trebuie să fie deschis și îngenunchiat. De aceea vă rog scumpii mei să ne ridicăm în picioare și să intrăm în rugăciune înaintea de Dumnezeu. Fiecare cum va fi călăuzit de Duhul Sfânt. Să ne rugăm cu toții și să ne smerim ca să vină mila peste noi și peste casele noastre. Amin. Stătea la pregătirul soției lui, doctorul i-a spus că nu mai are mult de trăit și bătrânul s-a gândit la viața lui că a avut o viață foarte frumoasă, însă avea o singură problemă pe care încă n-a rezolvat-o. Când s-au căsătorit cu 60 de ani în urmă, soția i-a arătat o cutie de pantofi și i-a spus, în cutia asta de pantofi eu pun ceva anume. Vreau să-mi promis că toată viața ta nu o vei atinge, nu te vei uita în ea și nu o vei întreba niciodată ce am în cutia aceea.
Și în dragostea lui, în tinerețe, a spus, așa am să fac. De multe ori în viață s-a gândit și eu avea soția acolo, dar s-a ținut de cuvânt și nu s-a uitat niciodată ce e înăuntru. Acum, pentru că ea nu mai avea mult de trăit, i-a adus aminte de cutia de pantofi și a întrebat-o, aș putea să știu acum ce ai în cutia de pantofi, că poate că nu o să mai apuc să-mi spun. Și ea a zis, da, tu de ce ai? A adus cutia de pantofi, a deschis-o și în interior erau două păpuși croșetate și o sumă destul de mare de bani, a numărat-o, erau 25.000 de dolari. Și a întrebat-o, ce înseamnă lucrurile astea? Și ea a spus, uite ce înseamnă. Mama mea, când era mică, mi-a spus că viața de căsătorie este cea mai frumoasă viață, sub condiția să o faci frumoasă. Și mi-a spus că ori de câte ori tu mă vei supăra pe mine dintr-un anumit motiv, eu să croșetez un ochi la o păpușă pe care o să o fac. Și așa se face că ori de câte ori tu m-ai supărat, eu am ieșit afară, m-am dus, am făcut un nod la păpușă și aici. Și el a spus, sunt totuși fericit că într-o viață de mai bine de 60 de ani, n-ai croșetat decât două păpuși. Ea a zâmbit. Și el totuși a întrebat, dar cu ăștia 25.000 de dolari, ăștia ce înseamnă și de unde sunt? Și bătrâna i-a spus, ăștia 25.000 de dolari sunt banii pe care i-am colectat din vânzarea celorlalte păpuși. Oricare dintre noi, care este familist și care trăiește cu demnitate viața de familie, știe că viața de familie este un lux care se întreține greu. Să trăiești în ceartă, în irresponsabilitate, cu indiferență, cu nepăsare, aia nu e familie. Însă viața de familie înseamnă să iubești omul de lângă tine și când îi descoperi defectele, să-l ierți, să-i dai o a doua șansă și să înțelegi că această chestie ține până la capăt. În seara asta mai avem foarte puține minute și foarte scurt o să vă spun în încheiere faptul că în Coloseni, în capitolul 3, versetele 18 și 21, Pavel vorbește despre patru responsabilități. Responsabilitatea soției, a soțului, a copiilor și a părinților. Atunci când vorbim despre responsabilitatea soției, deși Pavel începe întotdeauna cu bărbatul, aici face o excepție, el spune că voi trebuie să fiți supuse bărbaților voștri. Și lucrul acesta este înțeles pentru orice femeie creștină. Numai că problema este ce înseamnă să fii supus, cum să se supună. Și Pavel spune următorul lucru. Să recunoască că soțul are un oficiu pe care Dumnezeu i l-a dat și acest oficiu este să fie capul familiei. Să recunoască și să respecte oficiul de soț. Toate femeile recunosc că bărbatul are oficiul de soț. Unele femei respectă acest oficiu, altele nu. Cea mai mare problemă a acestui fenomen este faptul că oficiul de soț nu depinde de inteligența sau de abilitatea soțului. De cele mai multe ori soțiile ajung să obosească prin faptul că soțul nu se ridică la înălțimea așteptărilor lor și ele se simt îndreptățite să nu mai se supună soților pentru că ei nu merită. Apoi, autoritatea acestui soț, acestui oficiu, este valabil doar în perimetrul voii lui Dumnezeu și altceva. Supunerea soției față de acest oficiu este responsabilitatea ei față de Domnul, nu față de soțul ei. Atunci când Biblia vorbește soțului, îi spune că trebuie să-și iubească soția. Însă îi spune și o interdicție, să nu țină necas pe ele. Soției nu-i spune asta, probabil că la ele mai multă nevoie decât la ea. Cum să o iubească? Biblia spune două condiții, să o iubească ca pe trupul lui și să o iubească cum a iubit Hristos biserica. De ce Biblia îi spune doar soțului să-și iubească soția? O să vă dau patru motive și o să ne rugăm. Primul dintre ele, pentru că el are tendința să stăpânească. Nu o să discut lucrul acesta acum pentru că nu avem timp.
Apoi, datorită performanței divine, care poate performanței căsătoriei, care poate deveni ca un trofeu. Vă spuneam mai devreme că un bărbat trece prin performanță și după ce realizează o performanță, trece la alta și pe prima o abandonează. După ce soțul se căsătorește, să știți că urmează casa. Apoi, trebuie să inițieze iubirea datorită autonomiei și independenței lui și apoi, pentru că soția reacționează cu iubire și cu supunere la iubirea lui. Nicăieri în Biblie, Dumnezeu nu-i spune soției să-și iubească soțul, pentru că nu-i nevoie. Însă îi spune soțului să-și iubească soția, pentru că el inițiază iubirea și ea imită inițiativa lui. Scumpii mei, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu în această seară și pregătiți pentru ziua de mâine, când ne vom revedea, să ne gândim la următorul lucru. Eu mă gândesc la Domnul și mă bazez pe Dumnezeu, de la care aștept să-i fie milă de mine, de sufletul meu, de slujba mea, de călătoriile mele, de casa mea. Și El îmi spune, după cum iertați voi, așa vă iert și eu. Vă întreb în această seară, dacă Dumnezeu m-ar iubi pe mine cum îmi iubesc eu tovarășul de viață, dacă El și-ar manifesta față de mine dragostea cum îmi manifest eu față de tovarășul de viață, în ce măsură eu aș fi mulțumit de dragostea lui Dumnezeu și în ce măsură i-ar fi suficientă pentru mine? Aș vrea, dragii mei, să încheiem și în încheierea aceasta să le întreb pe toate femeile prezente aici. Supunerea pe care o aveți față de soț, credeți că este suficientă în fața lui Dumnezeu? Dacă este suficientă, atunci puteți fi liniștite. Dacă nu este suficientă, ce decizie luați în această seară? Pentru că din senin situația nu se va schimba. 2. Cei care suntem bărbați aici, credeți că Dumnezeu este mulțumit de felul în care și de măsura în care eu iubesc soția? Indiferent de situațiile prin care trec, sau nu. Dacă da, este bine, dar dacă nu-i bine, ce decizie ar trebui să iau eu? Pentru că din senin eu nu mă voi schimba, ci doar în baza unei decizii. Și nici așa nu sunt sigur că va ține mult. Vreau să ne oprim acum aici, să ne gândim la lucrurile acestea și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.